Păi adevărul, câte de mare asta, imensă, imens, sute de metri are până la mare, chiar că e Copacabana acum. Au nisipat ăștia acum programul ăsta european de nisipare a plajelor, uite și telegondolele care merg și rivalizează într-adevăr cu Copacabana, uite deci, câte de mare, nimeni se vede mare în orizont, incredibil. Imens, imens. Uite și palmierii au rezistat săracii. Ăștia artificiali au rezistat. Au niște tuburi băgate pe acolo. Melodii, aici era mișto. Am băut eu ricadon aici, la Melodii, pe timpul lui Ceaușescu. Ce să mai... Încă se mai găsea pe final așa de comunism. Asta nu l-am mai terminat. Stele pentru biciclete. Și am ajuns aici la casino. Zona casinoului. Începe lumea să vede la terasă pe aici. Casino, mă mai. Pizza plătite. Aici în piațetă. Spectacole. Da, și am plecat de la telegondola. Am terminat aici, tot la telegondola. Că se românesc. Da, curățenia tot pe aici. Haide. Testarea gondolelor. Băi, uite, o plajă imensă, incredibil. Ia să vedem unde e vapor la... Ha, l-au luat. Ia uite până mai au dat toate autorizații. Ăsta e un palat ăsta istoric. A rămas în paragină. Ia uite-l. Poate-l renovează și pe ăsta, că e păcat de uite ce mișto e. Super tare. Păcat. Aici erau spectacole. Da.
Noroc că au mărit plaja, că uite, le-a dat autorizație ăștia pe plaja aici, nu era ok. Acum cu plaja asta mai mare, poate că nu mai e chiar așa nasă. Asta e Iachi, mi se pare, da, la Hagi. Unde scrie Netbet acolo. Asta și o zi acolo. Popa la mai renovarea, mai, uite, e mișto de tot. I-a dat o față mai... A scos și el ceva bani pentru echipă de aici, din hotelul ăsta. Cât de cât, măcar a făcut ceva pentru seara asta. Iachi. Ca să facă toți fotbaliștii cât a făcut el. Și ca respect, că a fost mare jucător și după că a scos tineri mulți, a investit în fotbal bani. Bani și pasiune și nervi și oboseală și ce mai vrei. Înțeleg de ce n-am mai făcut ei tot asfalt asta, pista aici. Pista de bicicletă, bă, piatră de-asta. N-are rost. Ah, aici erau spectacole, da. Cânta, cum îl cheamă, prietenul ăla lui Ileana, Marciuc, sau cum îl cheamă, nu Cotabiț, cum îl cheamă, frate, am și uitat, care joacă și fotbal, în fine, grăsuț așa un pic, și cânta. Avea o scenă acolo undeva și... Uite că au luat gardul acum. Și ăsta e Rex. A rămas în paragină, din păcate. Ce păcat, frate. Uite ce... Familia Păunescu. Niște mafioți. Viorel. George Păunescu. Și Panara mai dată, care era pe la ziarul a făcut de ei, Curierul Național, scuze. Ziaristul Lupești. Ăsta Uscotar, șef de sală, cel mai bine era pe la Melody Bar, la TN Palace pe acolo și uite cât a pus mâna, a pus până pe Intercontinental, pe Rex, ăla nemenicul alt mai mare, George, a devalizat Banco Rexul și nu mai știu, o altă bancă. Mare, care a pus-o pe Butuci. Și bâlbuitul ăla de băiata lor, Bobby Păunescu, mare regizor. El cu părerea la postul lui, i-a făcut taxul televiziune. Era la televiziune.
știe el pe toate. E penibil. Godia n-a iubit după ce toată familia le-a devalizat și au furat cât au putut, să dă cu naționaliști ăștia, ultranaționaliști, hitleriști ăștia lui Simion. Când au luat 15% sau cât a luat, din foarte puțin care s-au prezentat la vot, din păcate, deci un rahat de procent cât au luat acolo, din întregul... totalul populației cu drept de vot. Pur și simplu s-a dus pe scări acolo la să le adebrați pe analfabetul ăla, pe țiganul ăla de George Simion, pe jigodia aia. Ciuma aia roșie. Naționalist. Hai uite aici, la hotelul ăsta am stat, Pelicanul se numea. Nu știu cum se mai numi acum. Frumos. Cine ne face nouă mass media în România? Dar de Bobby Păunescu.